Grupul Media Presa Bună a ajuns la 14 publicații online. Cel mai recent produs al grupului este Ziar de Suceava. Pentru mine este foarte important că înaintăm, chiar dacă pare că nu este mers, în dezvoltarea acestei rețele unice în România. Fiecare județ avem redacții separat, independent, editorial, cu ziariști, cu politică editorială diferită. Dănuț Zuzeac, jurnalist cu multă experiență în presa scrisă, va fi redactorul șef al publicației Ziar de Suceava. Liviu Alexa, proprietarul grupului Media, afirmă că rețeaua va urma să se extinde, iar planurile de viitor includ și întâlniri de grup pentru dezvoltarea trustului Media. Este clar că la 14 ediții deja se impune să avem și o strategie de management a rețelei, motiv pentru care probabil la sfârșitul lunii septembrie ne vom întâlni cu toții, fiindcă avem foarte multe lucruri de, cum să spun eu, de reglementat. În opinia mea, în 2018, ziaristul complet este și cel care știe să-și completeze aptitudinile profesionale pe partea tehnică. În orice caz, se naște o chestie foarte interesantă în istoria presei locale. Doar în ultima lună, rețeaua Presa Bună a lansat 4 publicații. Este vorba de Ziarul de Baia Mare, Ziar de Alba, Ziar de Oradea și Ziar de Suceava.